juristul poliției locale Sibiu. A fost prins în flagrant în timp ce cerea mită unui sibian. Juristul a pretins 600 de lei pentru a-l ajuta pe sibian să obțină autorizațiile necesare pentru o copertină pe care o ridicase ilegal la intrarea în casă, pentru care a fost acționat în judecată. Bărbatul l-a denunțat pe jurist, care a fost prins în flagrant și apoi reținut de procurori. Piața Cibin nu mai reprezintă de mult locul unde sibienii merg să caute brazi de Crăciun. Prețurile sunt puțin mai piperate față de supermarketurile din oraș, unde de asemenea se comercializează pom de iarnă. La fel ca în anii trecuți, sezonul acesta nu face excepție. Mai puțin de 10 comercianți au pus brazi de vânzare la Cibin și spun că cererea nu este așa cum s-ar fi așteptat. Prețurile pornesc de la 50-100 de lei pentru cei mici și ajung chiar și la 300 de lei pentru cei înalți de 3-4 metri. Un scandal de proporții a avut loc în vara anului 2018. În fața unui club de pe strada Rahovei din Sibiu, un bărbat recalcitrant aflat sub influența consumului de alcool a făcut circ față de un echipaj de poliție. Mai mult decât atât, acesta a opus rezistență atunci când oamenii legii au vrut să-l legitimeze. S-a luat la bătaie cu ei. Fiind trântit pe jos, i-a scuipat, iar pe unul dintre ei i-a amenințat cu moartea. În plus, un alt polițist l-a mușcat de mână în timp ce se afla în autospecială. Bărbatul a fost trimis în judecată, iar recent a fost condamnat la săvârșirea unei pedepse de 2 ani și 6 luni de închisoare. Protagonistul întregului scandal este un tânăr în vârstă de 27 de ani din Săliște, cunoscut drept Tigaie. Bărbatul este recidivist, chiar anul acesta el tâlhărind un bărbat într-o benzinărie din Cristian. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro. Toată lumea are impresia că Dabo este o franciză din Germania. Da, asta. Am un băiat pe care îl cheamă Dan și pe unul Bogdan. La 12 punct, o parcat al meu neamț, slash turc. Mi-a arătat, mi-a făcut, a luat, o zi, uite, că mă faci, nu mai dă nu la cuptor. Te duci și îl faci în România. O dura 5 ani. Păi eu către moare și mă tot duc sau eu pe unde trebuie. Mă ajut de la 400 de lei încasări la 10.000 pe zi încasări. Îmi place enorm de mult că un brand sibian a ajuns acolo unde este. Am aruncat mulți bani. Îmi place să joc poker. Și mie mi se pare într-un oarecare regres. Mie chiar îmi pare rău. Pentru noi, Iohannis, era bine să rămână aici la Sibiu. Acum eu sunt, poate sunt și dezamăgit de primirea Sibiu. Am făcut multe greșeli și cele mai multe decizii de greșite le-am luat eu în viața asta.